Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3. Vâlcea, România fierbe, Vâlcea începe și a să fiarbă, oamenii se răscoală împotriva măsurilor de restricție luate cu câteva zile în urmă de Guvernul României. Sunt proteste mai peste tot în țară. Se întâmplă lucruri, doamnelor și domnilor, și în Vâlcea și în toată țara. Deși avem buget, urmează împărțirea acestui buget minuscul pentru fiecare localitate în parte din județul Vâlcea. Despre proteste, despre buget, cum se împarte bugetul, despre pandemie, despre măsuri luate în pandemie, despre spitale, despre numărul locurilor de la ATI și despre multe altele. Discutăm astăzi cu președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu. Domnule președinte, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să rămână, bună ziua, bună ziua, stimați telespectatori. Haideți să aș începe cu cel mai important lucru în opinia mea și în opinia multor altora, și anume bugetul. Pentru că se știe că de la bani pleacă totul. Da. Ai banii, poți să faci lucruri, n-ai banii, poți să te uiți la alții cum fac. Nu prea avem, din păcate. Și sunt convins că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Noi aici purtăm o discuție administrativă și nu una politică. Din păcate, necesarul comunicat de către primăriile din județul Vâlcea pentru sumele defalcate din TVA, pentru programe de dezvoltare și așa mai departe, au ajuns la cifra de 5.700 de miliarde de lei vechi, 570 de milioane de lei noi, și am primit repartizat de la guvern undeva la 271 de miliarde de lei vechi. Adică 4,2%. Adică nimic. 4% practic din ce ni s-a cerut. Ce este mai grav este că nici până astăzi sumele pe care administrațiile, primarii le-au cheltuit cu COVID-ul, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat acum un an cu acele biocide și așa mai departe, toate substanțele care au fost împrăștiate pe străzi, oamenii aceștia, primarii, s-au luptat din răsputere, au luat din bugetele lor să pună banii pentru COVID și banii nu au venit nici până astăzi. Ba mai mult, în luna decembrie, într-o repartizare grotescă, unele primării au primit sume derizorii și vă dau un exemplu, ca să nu ziceți că vorbesc despre PSD-iști. Primarul orașul Brezoi a primit 100.000 de lei, în timp ce Comuna Sutești a primit în bani vechi 10 miliarde. Deci unul a primit, cum vă spuneam, un miliard și celălalt 11 miliarde. 10 sau 11. E grav ce se întâmplă. Repartizarea pe care o vom face către primării, împărțiți dumneavoastră 271 de miliarde de lei vechi la 89 de localități, în condițiile în care necesarul este de, cum vă spuneam, 5.700 de miliarde. Vorbesc în bani vechi pentru că vreau cu tot din adinsul ca toată lumea să înțeleagă da, despre ce este vorba. Așadar, bugetul este grotesc, este mic, va suferi inclusiv bugetul propriu al Consiliului Județean Vâlcea și mă doare sufletul să spun că va suferi inclusiv sportul vâlcean, pentru care alocările financiare vor fi mai mici, pentru că n-avem de unde, efectiv. Vor suferi activitățile culturale, educative, sportive, pentru că sunt foarte, foarte, foarte puțini bani. Ba mai mult, ceea ce este extrem de grav este că pentru protecția socială, pentru DGASPC, adică tot ceea ce înseamnă DGASPC, da, în județul Vâlcea, toată instituția, aici însemnând curent, apă, căldură, medicamente, salarii, pentru funcționarea DGASPC, aveam nevoie de 11 milioane de lei, adică 1.100 de miliarde de lei vechi, și am primit, țineți-vă bine, nici jumătate din sumă, 475 de adică, miliarde. Adică, practic, pe partea de asistență socială, adică, suntem undeva la 45%. Păi, dacă din necesarul de 11 milioane am primit doar 40%, vă dați seama. Poate că pe timpul anului lucrurile se vor regla. Ideea este că lucrurile sunt extrem de grave. Cu toate acestea, ne luptăm în centrele DGASPC. Avem zile când suntem cu zero la cazuri de COVID. Avem zile când apar noi cazuri. Cu resursele pe care le avem, protejăm pacienții. Nu m-am vaccinat. Așa cum spuneam, îmi aștept rândul. Nu mă pot vaccina înaintea mamei mele, niciodată. Și înaintea unor oameni
care au mult mai mare nevoie decât mine, care, slavă Domnului, sunt sănătos de acest vaccin. Îi le spun oamenilor că este decizia lor, dar virusul este extrem, extrem de periculos, iar acum bătălia nu se mai duce în spital. Spitalul județean Vâlcea este full și la ATI și la urgențe. Bătălia se duce în afara spitalului acum, unde trebuie să respectate reguli și trebuie să ne protejăm, pentru că nu e de joacă cu această, cu această nenorocită de boală. Revenind la buget, așadar, lucrurile sunt destul de complicate. Vă mai dau un exemplu trist. Vineri, înainte de a se discuta bugetul, pe site-ul Ministerului de Finanțe, la drumuri județene și drumuri locale, aveam alocată suma de 15 miliarde și jumătate vechi. Ce credeți că s-a întâmplat? Luni, la repartiția care s-a transmis către Senat și Camera Deputaților, ni s-au tăiat în două zile 50 de miliarde de la drumurile județene și locale. Practic, e imposibil să împarți această sumă și la drumuri locale și la drumuri județene. Intenționez ca toată suma să o repartizăm către drumurile județene, pentru că mai sunt alte surse prin care se pot face drumurile locale, iar dacă mergi pe acea formulă pe care o avem, ce să facă cu 5.000 de lei, cu 6.000 de lei, bani aruncați. Da, și practic atunci, nu faci nimic. Atunci voi solicita colegilor consilieri județeni să fie de acord să oprim toată suma la drumurile județene pe care trebuie să le facem. Bun. Să rămânem tot la buget, domnule președinte, și aș aminti faptul că anul trecut fostul prefect de Vâlcea a dat Consiliul Județean în judecată pentru... considerând că ați repartizat fondurile într-un mod discreționar. Anul acesta cum aveți de gând să împărțiți acești 4% din necesarul județului Vâlcea, astfel încât să nu mai riscați să fiți chemat în instanță pentru a da explicații cum ați împărțit bugetul? Dacă va fi cazul, ne vom duce și în instanță, nu mă tem. Eu voi face o propunere care va fi discutată de toți consilierii județeni. Această propunere se aprobă în Consiliul Județean. Problema nu a fost că am pierdut în instanță. Problema a fost motivul pentru care am pierdut. Știți ce s-a spus? Că nu am motivat suficient. Ok, o să scriem anul ăsta 500 de pagini. Că nu am motivat suficient. Da, trebuia să scriu mai mult. Păi, în condițiile în care mie legea îmi spune că eu stabilesc oportunitatea Consiliul Județean, poți să spui o chestiune de genul acesta, dar nu comentez deciziile instanței, ce a fost, a fost. Anul acesta vom încerca să împățim această sărăcie și această monstruozitate care s-a făcut împotriva județului Vâlcea, pentru că primarii au nevoie de aceste sume și vom ține cont de toate alocările care s-au făcut până acum, astfel încât să încercăm să împărțim această sumă și oamenii să poată avea bani de cofinanțări, proiecte de dezvoltare, funcționare și așa mai departe. Adică vă gândiți să duceți banii acolo unde este neapărat nevoie de ei? Peste tot este nevoie. Am înțeles, dar trebuie stabilite totuși niște priorități. Doamna Popescu, vă dați seama că dacă oamenii ăștia au cerut 5.700 de miliarde, ce să împarți 271? Adică da, este îngrozitor. Niciodată n-a fost situația asta, pe cuvânt. Da, nici când era peste de loc guvernare? Nu. Avea rectificări pe parcursul anului, se mai îndreptau, mai puneam, ne-au lăsat să cheltuim din excedent și așa mai departe. Eu nu știu ce vor face. Trist este că nu ne-am recuperat banii pe COVID, nici până acum. Dar nu și-a recuperat nimeni, să știți. Da, oamenii au cheltuit banii. Protejați, că vă dăm noi banii, acum, la Sfânta așteaptă. Cred că acum 2 ani eu am luat banii de la clădirea Consiliului Județean, că trebuia să zugrăvim această clădire cea mai urâtă. Cea mai urâtă. Chiar aș spune, am luat banii și am dat la spitale. Am luat banii de la clădirea Consiliului și am dat la spitale, am repartizat către spitale. Mai erau ceva bani în cont, că am zis, domnule, totuși, poate nu mai facem cu nebunia de termosistem, dar măcar să-i dăm un var, să facem niște reparații și așa mai departe. Am luat și acești bani și am repartizat pentru COVID și așa mai departe. Bani din dezvoltare, practic, să punem, pentru că era nevoie. Atunci știți foarte bine ce presiune uriașă a fost, a trebuit să luăm și bine am făcut că am luat și le mulțumesc colegilor consilieri județeni
și de atunci și de acum, care au fost de acord să repartizăm către unitățile sanitare fonduri pentru dezinfectanți, pentru materiale sanitare, pentru tot ceea ce înseamnă protecția împotriva COVID, din grijă pentru pacienți, dar și din grijă pentru personalul sanitar, care este sub o presiune fantastică în aceste zile. Acești oameni sunt eroii noștri de fiecare zi și de aici, de la această masă, le transmit toată dragostea și toată prețuirea mea, pentru că știu cu ce se confruntă, sunt la limita răbdării. Vă dați seama, unitatea de primiri urgențe este plină, ATI-ul, la fel, da, de oameni bolnavi, efectiv nu știm cum să facem să avem cât mai bine grijă. Și Mihăieștiul este plin și așa mai departe. Și cadrele și sanitare, și Drăgășanu, și Horezu. Cadrele sanitare sunt sub o presiune uriașă și acești oameni merită toată recunoștința pe care eu le-o transmit. Domnule Rădulescu, de azi noapte oamenii au început să protesteze prin toată țara. Astăzi la 18:30 se anunță un protest împotriva măsurilor de restricție și la Vâlcea. Ceva reprezentanți ai Horeca din județul Vâlcea organizează un protest împotriva acestor noi măsuri de restricție. Cum vedeți chestiunea aceasta? Îmi dați voie să fac o paranteză. Faceți. Aveți o fată foarte frumoasă pe care o apreciez și transmit salutări Alexandrei. E legat de modul de ultima porcărie, scuzați-mi expresia, care s-a întâmplat astăzi. Am solicitat Guvernului României, ne-au pus în timpul anului să plătim transportul elevilor. 50%. Da. Gata. Am făcut rost de bani, am luat dintr-un alt domeniu și am pus și am plătit noi Consiliul Județean 50%, da, sub promisiunea că ne dau bani înapoi și 50% pun ei. Adică guvern, prin inspectorat și așa mai departe. Ce credeți, doamnă, că am primit astăzi de la finanțe? Am primit un răspuns în care este un râs amar. Am primit un răspuns în care ne spune Ministerul Finanțelor că da, ei centralizează aceste date, numai că trebuie să se ocupe de această problemă Ministerul Învățământului. Este jenant, este trist, nici până la această dată nu i s-au dat banii înapoi. Acum, e protest diseară la Vâlcea? Da. Transportul elevilor, mi-ați luat o întrebare, revenim la transportul elevilor, dar nicio problemă, vă rog. Nu, am venit de la birou acum și în corespondența mea. Da, foarte bine să protesteze. Oamenii trebuie să protesteze, dar să încerce să se protejeze. Dreptul la protest, dreptul la a-și exprima opinia în România este liber, este garantat de Constituție. Să încerce și rog să se protejeze pe cei care vor decide să iasă la protest, pentru că este foarte important pentru sănătatea lor, dar și pentru sănătatea celor din jur. Restul este decizia fiecăruia dacă iese sau nu la protest. Nu am ce să comentez mai mult. Da, vă gândiți ca și, să zicem, președinte de partid. Sunteți președintele PSD Vâlcea. V-ați gândit cumva să vă alăturați sau să nu vă alăturați? Atât mi-ar trebui. Vă dați seama, o să evit centrul orașului, să nu cumva să mă nimeresc în piață la ora aia, că eu mai merg, mi-e drag să-mi fac piața singur. Îmi place foarte mult. Să nu cumva să mă nimeresc pe acolo, că dacă apar eu clar, e protestul organizat de PSD. Deci sunt nu doriți să... Sunt niște gesturi politice penibile să dai vina pe PSD non-stop. Atâta mi-ar trebui și plus că i-aș pune în dificultate pe cei care din proprie inițiativă merg acolo. Nu vreau să... Da, ar oamenii... interpreta băieții ăștia imediat. A, uite ce ne organizează Rădulescu. Da. Oamenii au o problemă în acest sens. Consideră că măsurile acestea, noile măsuri de restricție cu intratul în casă la... Păi doamnă, să știți, și eu am votat, că nu sunt fariseu și eu nu mint. În Comitetul Județean pentru Situații de Urgență toată lumea a votat aceste măsuri. Dar vreau să vă spun ceva. De ce ați votat? Chiar? Pentru că noi la nivel local nu facem altceva decât să respectăm mâna și să... Nu, să punem în aplicare ce se hotărăște la nivel național. Noi nu avem competențe să decidem. Noi punem în aplicare o lege, o hotărâre care ni se transmite și nu avem ceva ce. Dar vreau să punem în felul următor. Deci nu există o discuție sinceră pe această temă. Cât de periculos este să stai în restaurant, în hotel, la tratament? Județul Vâlcea e județ turistic. Este o dramă ce se întâmplă cu județul nostru. E chiar nostru. Dramă. Acum trebuia să-i lăsăm să deschidă terase, restaurante și așa mai departe. Cât de periculoasă este o terasă
Și cât de periculoasă este un autobuz, care și alea abia mai merg. Transportatorii renunță la trasee, pentru că nu mai e rentabil să facă acele curse. Avem probleme îngrozitoare. Cât de periculos este să stai, nu știu, în supermarket sau să stai la terasa unui restaurant. În condițiile în care, sau la un hotel, cum poți să spui că te duci la tratament, nu știu, la Olănești sau la Călimănești oriunde, da. Și îi obligi să nu le dea mâncare în restaurant, la bolnavi, la cei cazați, da, afară pe terasă. Păi cum să ieși de la proceduri și așa mai tai în frig să mănânci? Da, că ne gândim la imbecilitatea de a purta mască când copii, elevii fac orele de sport, totul este posibil, domnule da, președinte. Eu în calitate de președinte al Consiliului Județean Vâlcea voi respecta legislația în vigoare, însă am și dreptul la opinie, așa cum are orice cetățean. Și eu consider că ceea ce se face împotriva Horeca și împotriva turismului din județul Vâlcea este nedrept și este o crimă. Sunt oameni care au rămas pe drumuri și luați această declarație și ca un protest la care am dreptul în calitate de cetățean al României. Ce diferență este între o terasă și un supermarket? Păi cred că, la terasă, cred că la terasă ești mai în siguranță decât sigur în supermarket. Da. Așa că, ce să... Și să faci... Vă dați seama, acum când vorbim, se asfaltează, se continuă asfaltul către Frăsinei. Sursă de venit. Cei care vin la Frăsinei se și opresc după ce pleacă de la Frăsinei în municipiul Râmnicu-Vâlcea, să luăm ca exemplu. Să aibă o terasă deschisă, ceva. Sunt bani care ar veni în municipiu și în județ. Ei bine, n-au voie la terase, dar la supermarket e voie. Păi așa a fost din... Sau în alte părți, da. Așa a fost dintotdeauna și să mai spunem că în weekend avem voie, cei care avem rata peste 5, avem voie până la ora 18. Da? Asta, din punctul meu de vedere, înseamnă o supraaglomerare. Da? Pentru că toți muncim, unii dintre noi muncesc și în weekend, domnule președinte, știți? Da? Și când să te duci să-ți faci tu cumpărăturile, s-a închis. Eu știu, doamnă, eu muncesc și în weekend, dar nu fac caz de chestia asta. Da, nu, dar vreau să spun că acum au spus pentru că... Pentru că am tot felul de chestiuni. Când te-a pus să faci un drum, unuia nu-i convine că de ce îi spargi podul de la poartă. Dar uită să își dea seama că n-are autorizație. Dar l-a lăsat în pace. Alții amenință că dar nu de știu ce faci și așa mai departe. Pentru că, păi, vedeți, așa l-am moștenit. Domnule președinte, așa se întâmplă care... cu oamenii ăștia care nu sunt în stare să-și curețe în fața casei și șanțurile. Asta mi se pare foarte mare nesimțire. Și să vii să comentezi că ce? Sunt cu dumneavoastră aici. Da, altceva vreau să vă spun. Eu drumurile astea m-am apucat de ele după 70 de ani. De atunci nu s-au mai făcut. Așa le-am găsit. Și acum trebuie să spargem podurile alea și să facem altele, să semene toate între ele. Da, un scandal, monstru. Și în weekend mă plimb pe aceste drumuri să văd, ia să vedem, mai reclamă cineva că e noroi, alții că e praf, mă duc să văd și așa mai departe. Plus că și sunt și un fel de agricultor, astăzi am o decizie importantă de luat, trebuie să pun niște ovăz, mi-e frică să nu-mi vină mistreții, este că vin peste tot. Foarte mare, foarte importantă decizia, mi se pare. Păi da, să știți că ca orice țăran, familiei dumneavoastră. Ca orice țăran pe care mă aflu și eu nu fac asta pentru venit. Eu fac asta în memoria tatălui meu, a bunicilor mei și a unei mândrii de țăran, din Nicolae Bălcescu, care nu vrea să lase locurile nepuse, ca să zicem așa. Mm-hmm, și da, ca orice țăran, și eu am o problemă cu care mă lupt de când eram deputat, porcii mistreți, căprioare și alte animale care distrug culturile. Dar nu s-a găsit o soluție. Nu s-a găsit. Se pasează de la Direcția Silvică către DSV-uri, de la Rom Silva către Minister, de la Mediu către și așa mai departe. Toată lumea o plimbă. În timpul ăsta mistreții și alții dăunători fac praf culturile oamenilor. Dar cu toate deci așa, nu lăsăm locurile nepuse. Deci nu vreți să lăsați pământul pârloagă, domnule președinte, dar eventual poate vă gândiți la ceva măsuri pentru ca oamenii să și câștige fi, de pe urma a ceea mine, ce cultivă. Dacă ar fi la mine, dacă ar fi la mine să iau eu măsura, să iau măsura, aș ști ce am de făcut. E abuz în funcție dacă mă bag eu peste cine? Vânători, ați peste fost deputat? Și așa mai departe. Ați fost în Parlamentul României? Am scris 7 bibliorafturi de hârtii. Eu mai am foarte multe întrebări. Haideți, și sper să reușim să trecem prin toate. Domnul Vălimăreanu de la RAJDP se pensionează în sfârșit, al 10-unii, după o viață de muncă. Aveți în vedere pe cineva, organizați concurs, cum se întâmplă lucrurile acolo? Îi mulțumesc pentru activitatea pe care a avut-o la RAJDP, domnul Vălimăreanu. La RAJDP avem un an greu. Am avut anul trecut, țineți-vă bine, în condiții de pandemie,
în care n-am lucrat o perioadă, am avut un profit net de aproape 1 milion de lei. Adică aproape 10 miliarde de lei profit la RHDP, în condițiile în care luăm și stații de asfalt. Vedeți că le dați palpitații unora din județul Vâlcea cu același obiect de activitate. Să fie sănătoși. Am auzit că în poartă sâmbetele unică. Ce caut eu să țin firme de stat în funcțiune? Că e singura din România. Chiar așa să vă fie rușine? Da, să-mi fie rușine. Sunt câteva sute de oameni cu familii, cu tot, care trăiesc din RHDP, unde am cumpărat stații, unde avem utilaje noi. Da, la RHDP avem o echipă bună. Domnul Vălimăreanu, îi doresc multă sănătate. Pensie frumoasă. Radu Silvi este director interimar, domnul Ghimiș director tehnic, avem interimat pe toate funcțiile, vom organiza proceduri legale, concursuri și așa mai departe pentru ocuparea posturilor, dar mă bucur tare mult că iată au crescut în interiorul companiei oameni care să vină să preia fără probleme. Radu Silviu, directorul de la RHDP, este un specialist recunoscut de altfel de tot județul, care a crescut și s-a format în RHDP. După chipul și asemănarea domnului Vălimăreanu, n-aș zice. Să mergem mai departe. N-aș zice. Nu mă provocați. Starea mea întrebare, domnule președinte. Da, nu seamănă că n-are mustață. Să vorbim tot despre plecări, ca să zic așa. Cred că regretați teribil că domnul Stănculescu și-a dat demisia din consilier județean. Vă pare rău? Pleacă la prefectură? Va fi subprefect? Păi va fi sau este? Păi sau este. Îmi doresc succes. E o opțiune pe care aveați tot timpul de schimburi verbale în timpul ședințelor, dueluri verbale. Mi se pare normal. Consiliul Județean este un fort de dezbatere și eu am încurajat dezbaterea în Consiliul Județean. În Consiliul Județean există și divergență de opinie. Într-un mod civilizat, însă ați văzut. Dar votul e majoritar PSD, deci nu ne doare PSD capul. PSD-PER. PSD-PER, da. Da. 17, mai faceți 3, toată frumos în fața PER-ului, dar nu cred că foarte mult, nu? Ca să vă treacă. Zic, trebuie să vă înțelegeți cu cei de la PER, așa, să îi mai mângheați pe creștet. Nu trebuie să mă înțeleg cu cei de la PER, am plecat la drum împreună și suntem pe același drum împreună, cum suntem și în municipiul Râmnicu Vâlcea, unde noi avem 6 consilieri municipali și PER-ul 5. 5, da. Deci nu trebuie să-i mângheați pe cap, că PER-ul vine singur. Nu este vorba de a ne mângâia pe cap sau pe undeva unii pe alții. Este vorba că am pornit într-o alianță politică pe care o respectăm și o respectăm. Știm fiecare partid are trebuie de lei. Cu toții cei de aici, noi doi, cum funcționează majoritățile. Majoritățile, unele sunt mai complicate, altele mai puțin complicate, domnule președinte. Nu e complicată deloc. 17 consilieri județeni PSD înseamnă 17 consilieri, adică înseamnă nu majoritate vă doare nicăieri. Simplă. 6 plus 5 la municipiu, nu am reușit iată să avem împreună cu PER majoritate, deși mi-aș fi dorit foarte tare ca primarul municipiului să nu fie stingherit în activitatea. Dar a reușit cum, domnul primar Gutău să-l deraieze pe domnul Gheorghiu de pe șinele? Abilitate politică. Aș spune la fel, se da. Pot face alianțe politice peste noapte. Da, s-au mai văzut. Păi cum să nu? S-a văzut un președinte de Consiliu Județean cu 2 voturi, adică regretatul domnul Bușe. În anumite localități din județul Vâlcea funcționează bine, mersi, și astăzi USL-ul. Chiar? Da. Dați-mi și mie un exemplu. USL, să spunem, păi, PSD, nu vreau să vă dau un exemplu, dar sunt localități... Dacă tot nu aruncați așa, spuneți, sunt nu localități, sunt localități unde majoritatea PSD a dat viceprimar PNL, cum e Mihăieștiu, de exemplu, sau majorității PNL, unde a fost dat viceprimar Mihăiești. PSD. La Govora, de exemplu, da, sau okay. La Păușești și așa la mai departe. La Govora aveți alianță PNL pe... Avem viceprimar, viceprimar din partea PSD-ului, nu avem alianță. Ah. Avem viceprimar din partea PSD-ului, punct. Govora și Mihăiești, mi-ați dat două exemple. Govora, Mihăiești, Păușești, care Păușești? Măglaș, viceprimar PSD, bravo lui, da. Îl salut pe domnul viceprimar, sper să fie și sigur va fi viitorul primar de Păușești-Măglaș. Credeam domnul, că... domnul actual primar poate merge către alte... Domnul Dediu să privească cu interes către pensie, nu? Acum îl salut și pe domnul lui, poate și alege o altă... intră într-o altă fază a carierei politico-administrative. O să le dea, poate mai de jos după la conducerea liberală pe unii și vine dumnealui. Dacă nu vreți dumneavoastră să vă uitați în ograda PSD, că și pe acolo sunt specimene ai domnului Dediu. Să mă descurc. Vă descurcați, toți, nu? Și nu sunt specimene, nici despre domnul Dediu nu zic că este specimen. Sunt oameni politici, sunt... Cu experiență. Da. Vastă.
Da, administrativă și politică. Da. E vorba despre abilitate. Și ce faci pentru oameni, până la urmă? Domnule președinte, foarte rapid, principalele proiecte pe care le aveți în vedere, mai am întrebări. Care vi se par cele mai urgente proiecte care ar trebui finanțate pentru județul Vâlcea și dacă aveți un proiect pentru județul Vâlcea, în afară de asfaltarea drumurilor? Nu, am proiect în sănătate. Bun. Proiectul meu pentru județul Vâlcea. Haideți să vorbim despre sănătate. Înseamnă, da, sănătate, infrastructură de drumuri și de mediu, da, protecție socială, turism și cultură, educație, tinere și aveți, sport. Aveți, domnule, bani pentru toate astea? Tocmai ce vă plăsărăți de 4% pentru că infrastructura o facem cu bani europeni și suntem în proiecte europene și săptămâna viitoare vom accesa fonduri europene pentru drumuri, dar pentru sănătate, de exemplu, dacă vrea să facă ceva Guvernul României, să aprobe finanțarea pentru corpul C5 de la Spitalul Vechi, spitalul în care s-a filmat filmul Mere Roșii, așteaptă proiectul la CNI să se lanseze licitația de proiectare și execuție, pentru că în urmă cu vreo 8 sau 10 zile am luat ultimul aviz de la Ministerul Culturii. Și corpul C6 de la spital așteaptă, iar peste maxim, zic eu, 10 zile, hai zic 2 săptămâni, începe lucrarea la policlinică, la ambulatoriu de la spitalul numărul 1, de la spitalul, nu știți, da, că e partea aia veche, da, policlinica, unde se face policlinica, deci se mai face și o clădire lângă și vom începe lucrările acolo. Lucrăm la maternitate, avem proiect pregătit să depunem și pentru un spital nou, domnule președinte? Dacă facem rost de teren, ne gândim să căutăm axii de finanțare și pentru un spital nou, de care este mare nevoie. În protecție socială, să știți că nu facem doar protecție socială, că dăm ajutoare, vom face și centre de îngrijire pentru persoane cu probleme speciale. Unul dintre ele o să-l inaugurăm curând în cartierul nord al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Vom face încă un centru la Slătioara, avem în vedere și la Crețeni, dacă vor fi de acord să predea centru și în alte localități. La Crețeni, acolo e o problemă cu centrul ăla. Da, noi vrem să vom face și la Scundu, vrem să preluăm căminul de bătrâni. Da, și să îl extindem, pentru că s-a schimbat legislația. Revenind la proiecte importante, proiectele în domeniul educație, cultură, tinere și sport, vom susține în continuare echipa de handbal a municipiului Vâlcea, o echipă care ne reprezintă cu cinste la nivel național și internațional. Vom susține în continuare programe de cultură pentru tineret, cu toate că bugetele la toate instituțiile de cultură anul acesta vor fi mai mici. Aici, ce planuri aveți cu festivalurile, divertismentul, eventualele parcuri tematice? Sau să vă întreb altfel, mai putem să mai vorbim astăzi de asemenea planuri? Vedeți, e foarte greu să-ți faci planuri pentru că nu știi cum evoluează, dar noi avem niște bănișori puși deoparte, să ne-am gândit la tot, la Cântecele Oltului, la Festivalul Lăutarului de la Drăgășani, la Festivalul de la Brezoi, ziceți-mi cam un lapsus, Summer Camp de la Brezoi, dar vrem să facem și un festival cu caracter istoric la aveați ceva, aveați la un moment dat, spuneați ceva de un festival rock, ceva, fusese o discuție. Am avut o întâlnire cu Bobiță. Ce s-a mai întâmplat cu povestea aceea? Ne-am oprit, unde să mai faci acum? Pentru că am avut o discuție cu cei care se pricep, printre alții Bobiță, Cătușanu și așa mai departe. Era vechiul Constelații Rock. Da, Constelații Rock, așa. Hai să nu mai facem Constelații Rock, hai să-i spunem altfel. Și începem în prima fază de la Arenele Traian, după care să-l ducem, să-l facem mai mare, să ajungem un fel de Untold. Ce să vezi? Când să dăm drumul la treabă, a venit pandemia. La fel cu și Cyber Smart Academy, dar au început lucrările. Cyber Smart Academy. Da, la fel, ne-am oprit din cauza pandemiei, dar nu am renunțat la proiect și e foarte important, începem lucrările în municipiul Râmnicu-Vâlcea pentru reabilitarea rețelei de apă caldă și căldură, ceea ce va însemna, într-un final, preț mai mic la apă caldă și căldură pentru cetățenii municipiului Râmnicu-Vâlcea. Când este începe asemenea lucrări? Da, și mie îmi pare importantă. Știți cum este? Suntem îngropați în așa ceva, în hârtii peste hârtii. Dar dezgropați-vă, domnule președinte. Avize peste avize. Nu te dezgropi pentru că poți să dai de încurcătură, pentru că există niște
reclamagii de serviciu și atunci trebuie să avem toate hârtirile și așa e bine. Toți oamenii de la Consiliul Județean, colegii mei fabuloși care muncesc zi de zi la aceste proiecte, cine trebuie sunt, să se simtă... reclamagii de serviciu? Păi unul dintre ei a reclamat, dar n-are domiciliu în comuna respectivă, altul nu există. Să preiau așa niște reclamații și se spune. Am primit o reclamație de la cineva care, pe care vă rugăm să o cercetați dumneavoastră în oră. Foarte bine să reclamă, pentru noi e bine, pentru sănătatea noastră și pentru spiritul nostru. Reclamațiile ajung la dumneavoastră ca să înțeleg În momentul când ți se cer documente, evident că ajung. Dar reclamațiile sunt făcute la organele coercitive ale statului, nu? Bineînțeles, și noi le-am prezentat și unele dintre ele chiar s-au încheiat, dar a însemnat că am ținut oameni zi de zi să facă copii de documente și așa mai departe. Nu ne sustragem. Punem la dispoziție oricând. Astăzi pot veni la Consiliul Județean, punem la dispoziție orice document. Colegii mei alături de care lucrez au copii acasă, au familii. Țin la libertatea lor ei, dar și eu. Îi respect. Pentru că eu alături de acești oameni muncesc zi de zi și alături de ei pot să vorbesc despre 50 de șantiere care au fost deschise în ultimii 4 ani în județul Vâlcea, de peste 2000 de locuri de muncă. Datorită lor pot să vorbesc despre proiecte europene, despre proiecte în domeniul sănătății, cultură, educație, tineret, sport, infrastructură, mediu și așa mai departe. Datorită lor. Și niciodată nu mi-aș permite să îi expun sau să le cer să facă ceva ilegal. Băgați la cap, domnul. Dumneavoastră vorbiți cu mine sau transmiteți mesajul așa. Nu, acum când a zis băgați la cap, m-am uitat la cineva care sigur urmărește emisiunea și am înțeles. Încercați să transmiteți ceva mesaje subliminale. Ce zici, vrei să vorbesc mai încet? Pentru cine? Se uită dumneavoastră. Dar puteți să vorbiți și mai tare, domnule președinte, pe mine nu mă deranjează. Vorbiți, vă rog, cu subiect și predicat. Să-și noteze. Nominalizați persoana care vi... Fac și declarații politice, că tot am fost deputat, am voie să fac declarații politice. Sunt și politician. Sunteți politician în primul rând, dacă mă întrebați pe mine. Mai degrabă sunteți politician, după care nu sunt acum mai degrabă, datorez politicii foarte mult și fac politică cu entuziasm, cu plăcere și cu dragoste de oameni și nu e declarație. Fac politică pentru că și am și rezultate și s-au văzut. Nu mi-am arogat eu munca altora și am zis că sunt vreun deștept, dar știu să lucrez în echipă și știu să fac treabă alături de echipa lângă care lucrez. Iar atunci când ești ținut în loc, încercat. Că până mă mână de fier cu o mânușă de catifea, mi-am aminte? Nu. Dar nu, eu lucrez în echipă. Eu vin din mediul privat, doamnă. Da, știu. Da? Eu vin din mediul privat. Ne-am întâlnit și în mediul privat și am lucrat bine noi doi în mediul privat. Da. Dar abia aștept să vă întoarceți în mediul privat să mai lucrăm împreună. Mă întorc oricând cu mare plăcere pentru că nu m-am făcut de râs și acolo am lăsat ceva în urmă și se vede ce... Domnule președinte, Parcul industrial, cum se numește? Parkind, mulțumesc. Am notificat președintele Consiliului de Administrație, care este din Dulci și care a venit pe la Consiliul... Înțeleg că vreți să schimbați conducerea da, acolo? Da, evident. Bun. Da, o spun clar. În condițiile legii am solicitat să se analizeze activitatea din ultimii ani a Parkind, pentru că eu nu pot tolera în calitate de acționar majoritar. Dar ce face acest Parkind? Păi nu prea a făcut nimic. Avem un Consiliu de Administrație prin Dulci, care a fost la domnul Florin Marin martor în declarațiile mele și a început să vorbească despre politică, că dânsul e membru al unui alt partid, iar domnul Marin Florin a zis, domnul, stai puțin, nu ai venit aici să faci politică, domnule. Aici ai venit să iei niște măsuri cu Parkindul ăsta. Da. Este inadmisibil ce se întâmplă. Batem pasul pe loc, o contabilă șefă care nu dă drumul la documente și așa mai departe, adică nu merge. Directoare economică, vă rog frumos. Mă rog. Deci cu mine nu merge așa. Sunt reprezentantul acționarului majoritar. La top, domnule președinte, am înțeles că trebuie să numiți sau ați numit deja din noi am desemnat din partea... Doamna Preda a fost din partea Consiliului Județean consilier, iar eu am făcut demersurile legale și s-a alăturat și doamna Preda și domnul Lăstun, sunt mulți acolo la top, din partea prefecturii, a poliției, pompieri și așa mai departe. Din partea societății civile, că mi-aduc aminte când Tudor Iosifaru a intrat în atop, a ieșit așa o mega demonstrație. Am făcut ce era de făcut și domnul Bușu este președinte. Este președintele atop? Uh-huh. Sigur. Și doamna Preda reprezintă societatea civilă? Da. Citez din clasic. Ce are doamna Preda? Nu are absolut nimic, dar o dezbatere publică poate era necesară. Zic și eu așa, nu știu.
Da, nu știți ceva? Că dacă tot e societatea civilă, domnule președinte... Știți ceva? Da. Eu n-am ce să-i reproșez doamnei Ecatina Preda. Dar nici Preda, eu, și mie, chiar mi-e simpatică doamna Preda. Sunt convins Preda. Că nu există o dificultate în a-și exercita mandatul la top. Da, domnule președinte, mai avem fix, cred că, 2 minute și v-aș întreba despre minunata autostradă Pitești-Sibiu. Știu că nu e treaba dumneavoastră, dar întrebarea ar fi unde am putea să ne înțepăm și noi la această autostradă. Păi eu lucrez la drumul județean 703G, care ar merge la Șuici în județul Argeș. Problema este alta. Am solicitat, și dacă se uită la mine cei de la Consiliu, aș vrea ca până la ora 4:30 să am un status. Am solicitat Companiei Naționale de Drumuri acum câteva zile, să zic o săptămână pe aici. Da. Să-mi dea și mie desenul cu autostrada pe unde trece. Pentru că sunt mai multe variante. Fie mergem pe 703G, fie luăm în calcul altă variantă ce ține de mine, ca și drum județean. Da. Eu, ca și drum județean, am 703G-ul. Alt drum nu mai știu. Dar, domnul președinte, și o întrebare care mă doare. DN7D? Doamne ferește! Nu, l-au scos de la finanțare, doamne. L-au scos, trebuia să mi-l predea la Consiliul Județean prin hotărâre de guvern. L-au luat după masă, înainte de campanie. Au dus niște primari pe la București. Sunt primarii, trăiesc. Deci, așa? I-au dus pe la București să-l fac ei pe nu știu ce ordonanță. Nu l-au mai făcut, nu e nici măcar prins la finanțare la CNI. Acum am văzut niște borne pe DN7, pe țara Loviștei pe acolo și am întrebat ce se întâmplă, doamne. Păi aducem la zi ridicarea topa. Poate să gândesc să mi-l dea la Consiliul Județean să mă apuc să fac niște documente, să lucrez ceva, că n-ai cum să scrii ceva pe, pe un drum care nu e al tău. Și documentația durează. N-au vrut să vadă repartitorul RAJDP în țara Loviștei. N-a vrut cineva să-l vadă. Ce n-a vrut? A, repartitorul RAJDP. Ăla de asfalt. Domnul cu asfalt bun de la noi, de la Galicia. Știți cum e? Fiecare este șef în satul lui, sau cum se zice? Da, da, nu poți să interzici dezvoltarea cuiva doar pentru că e președintele PSD-ist. Acolo toți primarii sunt liberali. Da. Am pierdut alegerile în țara Loviștei. Păi era cam normal, na, să le pierdeți. Las câștigat și în altă parte. Și totuși vreau să fac drumul județean. Păi da, pentru că e nevoie de acel drum acolo. Eu mă uit la politică, mă uit la cum sunt... Oamenii ăia nu sunt galben, roșii... Vala Oltului... Oamenii ăia nu sunt, doamnă, galben, roșii sau albaștri. Oamenii ăia sunt oameni. Iar dacă faci drumul, veți vedea turism, veți vedea cum crește prețul la pământ, veți vedea multe lucruri acolo. Sunt sigură că vom vedea și vom urmări în continuare și activitatea noastră de la Consiliul Județean. Vă rog. Suntem atenți și ce se întâmplă cu această pandemie de COVID-19. Sper doar fiecare să aveți grijă. Aveți grijă și dumneavoastră, stimați telespectatori. Protestați, faceți ce doriți dumneavoastră, aveți dreptate. Sunt revoltat împotriva ceea ce se întâmplă cu Horeca și alte domenii, dar mai presus de orice, încercați să aveți grijă de dumneavoastră. Da, revoltă există în foarte multe în straturi ale societății, ca să spun așa, și cam justificată. Peste tot. Și în Horeca e nenorocire. Deci nu au niciun fundament să țină hotelurile și restaurantele închise. Vă dați seama, eu o judec simplu, doamnă. Economia județului Vâlcea pierde. Ne-am apucat să vorbim de turismul balnear, dar în emisiunea viitoare, domnule președinte, da, începem sigur. Cu cum îngropăm turismul balnear la Vâlcea sau ce mai facem? Îngropat de această decizie ticăloasă care să nu lași hotelurile și restaurantele să meargă. Vă dați seama ce era de sărbători acum de Paște pe Valea Oltului, în Călimănești, în Olănești. Nebunie, dar eu trebuie să închid această emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență, toate cele bune. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. La revedere!